Zăpada poate crea probleme în traficul rutier, mai ales dacă șoferii nu își echipează corespunzător autovehiculul pentru acest sezon. Polițiștii le recomandă să conducă prudent și să adapteze continuu viteza de deplasare la condițiile de drum pentru prevenirea accidentelor de circulație. Până în acest moment, în județul nostru nu există drum cu circulație întreruptă. În prezent, la nivelul județului Dâmbovița, nu sunt semnalate drumuri cu circulație întreruptă din cauza condițiilor meteo nefavorabile sau ca urmare a unor accidente rutiere. Pentru a preveni evenimentele negative, Poliția Rutieră le recomandă conducătorilor auto să circule cu o viteză redusă, adaptată condițiilor de drum. Totodată, este recomandat să vă interesați cu privire la traseul pe care urmează să-l parcurgeți și să vă echipați autoturismele cu anvelope specifice sezonului de iarnă. Având în vedere că avertizarea meteo de cod galben de nisori este valabilă până pe data de 5 ianuarie, șoferilor li se recomandă în primul rând ca mașina cu care ies pe drumurile publice să fie dotată cu anvelope specifice sezonului rece sau cu lanțuri antiderapante.